v-am găsit la al doilea episod din antrenament la scăriță. Și vreau ca această serie să dați like, să susțineți seria și să ne abonați la acest canal, pentru că nu avem niciun abonat. Nu știu de ce nu vă abonați la mine. Nu vă place? Spuneți-mi dacă nu vă place. Și da, hai să ne apucăm. Hai să facem aceste exerciții care am făcut și data trecută. Deci, da, să ne apucăm de treabă. Eram în vacanță, am mers la biserică. Nu știu de ce m-au răpit. Le-am spus că sunt doar un fotbalist, un politician. Din echipa Stelei, care a eliminat pe Valencia în 2005, mai joacă Andrei Cristea, va împlini 32 de ani și s-a întors în Liga 1 la Iași. Se va bate cu Mureșul lui Mutu pentru ultimul loc de play-off. Am obosit puțin. Da, de ce nu? Și să ne apucăm. Lui Cristea nu-i vine să creadă că Steaua va juca în altă la 30 de ani de la finala de la Sevilla. Nu aduc aminte ca Steaua să fie jucat la penal, nu va fi ciudat pentru un fel de suportere. Rugbyștii din Anglia s-au băgat în grămadă împotriva unui bolid din Formula 1, care a reușit să țină în loc mașina accelerată la 320 de km pe oră. Australianul Richard a intrat cu 350 km pe oră în cadrul unui fost de campion în Anglia, rugby. Aici nu se trece, a fost mesajul lui Bistră. L-au ținut în loc, reducea de deși pilotul a durat la maxim motorul mașinii de Formula 1. Bun, lumea, am terminat prima serie, o să facem a doua. Deci, da. Un fotbalist de la Ochiluz a fost cumpărat de Debrecen pentru doar 30.000 de euro, iar Muri vor să-l naturalizeze pentru euro. Acum 16 ani, Mieluț a acceptat să joace pentru Ungaria. Românul de origine maghiară, Laurent Kovac, născut la Târgu Mureș, a lăsat totul spre Debrecen și ar putea ajunge la Euro cu Ungaria. În 2015, Kovac a jucat în finala Cupei Steaua Cluj 3-0. În nici 6 luni, Kovac poate ajunge din Liga a doua din România direct la Euro pentru un meci cu Cristiano Ronaldo. Ungaria în grupă cu Portugalia. Kovac are 22 de ani și Debrecen a luat cu 30.000 de euro. Micul Messi, copilul care și-a făcut tricou cu idolul său într-o cumulă, a fost găsit după un mobil, deja impresionantă pe internet. O lună am durat pe o scuzați, o să fac de două ori acest lucru, pentru că data trecută n-am mai făcut, am uitat. Să-i dă... Invitat într-o emisiune TV, Sușul a primit cadou de la Barcelona, un tricou adevărat cu Messi. Barcelona a invitat pe Nicola Frank cu tot cu familie la un meci pe Camp Nou pe această primăvară. Dan Petrescu este campionul transferurilor de iarnă după Ramirez, unii ani și așa de pe Camp Nou 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 pe Dujan, fostul atacant al Rapidului și al Stelei, a ajuns în Gibraltar la FC Europa. Tot la Cluj, Soporan a ajuns să joace fotbal în Jersey, cea mai mare insulă din canalul Mureșii. În România, din nou, a venit primul fotbalist din insulă de Feroe. Campionatele în care Sultan Petrescu și Dorescu primele două luci din China au băgat în transferurile de iarnă, fac la fel de mulți ca Premier League. Chinezii sunt peste Bundesliga și Serie A. John Terry l-a prins pe Dan Petrescu la Chelsea și acum îl urmează în China la echipa care i-a mandat pe Ramirez și Gervinho. Pentru de singură, în fina, Teddy va câștiga 26 de milioane. Olandez
Comedia antrenează bucuri ca să rezolve ultima problemă apărută în fotbal, drânul și năruci. Muturii sunt antrenați de olandezi ca să doboare dronele. De la o dronă a ieșit scandal mare la Belgrad și meciul Serbia-Albania a fost oprit. Belgica, Lazio și Ludogorets sunt echipele din Europa care sunt reprezentate de bulgări. Bun lume, păi cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și să dați like și să vă abonați la acest canal. Păi da, o să fac acum, o să încep și un episod de pe 2014. Deci da, la revedere.